Salut, camarazi, bună dimineața! Sunt foarte matinal, e vreo 6 și un sfert, că m-am sculat mai devreme. Vreau să vă fac un clip așa la cal, pentru că sunt lucruri care pe mine personal mă deranjează. Adică, băi frate, dacă e lege, știi că se zice o vorbă, unde-i lege, nu-i tocmeală. Păi dacă e lege, e lege pentru toată lumea, băi, nu lege pentru bogați și lege pentru săraci. Dacă un amărăștean, un șomer, un cioban face ceva, e arestat imediat. Dar mă uit cu stupoare la faptul că mulți criminali din România sunt lăsați intenționat să stea liber, știți? Și nu mă refer numai la Oprescu, care e o lichea politică și un tâlhar bătrân, mă refer și la Popovici și Adamescu și alții, dar în primul rând mă refer la Mario Iorgulescu, băiatul lui Gino Iorgulescu de la Liga de Fotbal. Gino Iorgulescu e pus de securiști acolo, cum și Burleanu a fost pus tot de securiști, de statul paralel. Bă, dacă ar fi avut un pic de bun simț, și mă gândesc că nevastă s-a ieșit doctoriță, păi ce să mai cer, băi, frate, de la un cioban sau de la un șomer sau de la un analfabet, dacă Gino Iorgulescu, care a jucat în toată lumea fotbal, dacă nevastă sa, care e doctoriță, n-au pic de bun simț, ce să mai cer, băi, la omul de rând bun simț, când elita țării e complet nesimțită, înnebunită după bani, parșivă, ticăloasă, de fapt e ticăloșită. Un om care avea un dram de bun simț și Madame Iorgulescu, dacă avea un gram de bun simț, îi spunea lui bărbatul să-și dea demisia de la Ligă. Înțelegi? Că nu poți să fii președinte la Liga de Fotbal, să reprezint niște fotbaliști care în mare parte sunt tineri și oameni foarte tineri. Ce exemplu dă el ca președinte la Liga de Fotbal când Fisu e un criminal care a omorât un om nevinovat fiind drogat și beat la volan? Adică dă peste tine, te omoară și nu face pușcărie că bagă tasul milioane de euro la procuror, la judecător, la polițiști și la cine mai bagă ca să-l facă scăpat. Mai acum vreo 2-3 zile, Mario Iorgulescu a mai primit o sentință de 3 ani de pușcărie pentru că a privat de libertate un bărbat, deci a sehestrat un bărbat, deci are două condamnări, una pentru omor la 13 ani și 8 luni, care lichelele de la Curtea de Apel, care și-a luat probabil niște sute de mii de la TASU, din banii la fraierii de român, bineînțeles, au anulat sentința și au trimis spre rejudecare procesul. Păi judecătorii care au anulat sentința, între care și Lia Savonea, o lichea care a fost și o canalie și o coruptă, care a fost în fruntea CSM-ului, în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii. Păi, dacă asta care a fost președinta CSM e coruptă, ce să mai zicem de un judecător după la Carei sau după la Satul Mare care muncește pe 4.000 de euro și ia ciubuc și el acolo 10.000 de euro să dea o sentință favorabilă, dacă asta e coruptă și criminală. Deci asistăm în România la o chestie paranoică. Un criminal, Mario Iorgulescu, cu două sentințe, una pentru omor, una pentru sehestrare de persoane, e lăsat și protejat în libertate de polițiști, de judecători și de procurori și de politicieni. Că Madame Gheorghiu, ministra de la Justiție, care e măritată cu un perciunat cu Ciplică, că ei nu-i plac România, au plăcut de ea, din Țara Sfântă, știi? Așa, deci vă dați seama
ce fel de ministre e Madame Gheorghiu, dacă e măritată cu un alogen, cu Cipilică, poporul ăla e urăsc pe toată lumea. După cartea lor sfântă, noi suntem toți animale, numai ei sunt ființe umane, noi toți ceilalți suntem animale. Și cu asta v-am spus totul. Deci, Madame Gheorghiu, ministra justiției, se laudă că a adus din Germania, din Austria, din Spania, niște români care aveau 8 luni de executare pentru bătaie. Păi aia e problema României, bă. Problema României e că un criminal și un infractor care are două sentințe e lăsat liber să-și facă de cap în Italia, cum își făcea și în România, că dacă stăm strâm și judecăm drept, Gino Iorgulescu și-a făcut copilul și după aia el cu nevastă sa, cu Madame Doctor, l-au nenorocit tot ei. Băi, în momentul când faci un copil și îi pui toată ziua teancurile de euro pe masă să-i spulbere și copilul ăla nu produce nimica, nu învață, nu face nimic, stă numai pe cluburi, pe discoteci să sparge în figuri cu gagicile, băuturi, droguri, deci tu ca tată și ca mamă l-ai nenorocit, că Gino Iorgulescu e posedat de dracu, e ținut de dracu de nas, așa, știi? Pentru că e sclavul banului, nu se mai satură de bani și uite ce i-a făcut banul. L-a făcut pe fisul criminal și în două dosare penale l-a nenorocit și el și nevastă sa și cam toate beizadelele astea care sunt în România, copii de miniștri, de directori, de bogătani, de ce vreți voi, din așa zisa elita a României, toți sunt, cum să zic așa, sunt putrezi, sunt dereglați, sunt prăjiți mental, pentru că țin minte că și la mine, la Oltenița, era unul care, Bulai, care a furat pentru pesediști, i-a dat și lui partea lui, și copiii lui tot așa, drogați toată ziua în cluburi la București, cu gagici, cu droguri, cu băutură, cu distracții, că ei așa înțeleg viața. Și domne, îmi trăiesc viața. Păi bă, dacă te îmbeți în fiecare seară în cluburi și te droghezi, nu înseamnă că îți trăiești viața, bă. Înseamnă că trăiești viața cum ți-o suflă alții în ureche, știi, niște perverși, o culta mondială, așa și-o trăiești. O trăiești cum suflă ăia, nu. Un om care are caracter, are verticalitate, are personalitate, niciodată nu se apucă de droguri și de alcool. Adică o bere bea toată lumea, un pahar de vin, dar una e să bei un pahar de vin din când în când și o bere că e prea cald, și alta să stai numai băut și drogat până cluburi de fițe și până te spargi în figuri, și să spargi banii câștigați de tactul de la fraierii de români. Eu zic că trebuie să facem o acțiune ca să nu se mai aresteze niciun criminal în România până Mari Iorgulescu nu i-a dus într-o pușcărie românească. Și dacă are probleme psihice cu minte, tasul și s-ar putea să aibă, am văzut la nebun în pușcăriile românești, e plin de nebun, că nu au loc la balamuc și îi bagă la pușcărie. Așa, unde stau mici, mii și zeci de mii au stat în pușcării nebuni, poate să stea și Gino Iorgulescu, că el nu e din os domnesc. E băiatul unui mingicar ca Gino Iorgulescu, e o lichea, o canalie care toată viața lui are vreo 29 de ani. Acum toată viața lui n-a produs nicio pioneză, niciun act de cusut, nimica, că nu e capabil de nimica. Ăla e, cum să zic eu așa, e un ceva în plus, e un individ care la 29 de ani e deja mort,
pompat cu droguri, cu băutură și băutura aia, dacă a băgat fără măsură, corpul îi cere mai departe băutură, dacă a băgat pudră, corpul îi cere pudră mai departe. Deci, e un individ care e deja terminat pe veșnicie. Ăla cât o să trăiască el, o să fie un drogat și un alcoolic și un nenorocit. Și când o să moară Tasu, dacă o să mai fie în viață, o să spulbere tot ce a agonisit Tasu, o să spulbere el, ca și în cazul lui Țiriac. Când o să moară Țiriac, fisul, drogatul ăla de fisul, o să spulbere toți banii sau avocații o să-i mănânce toți banii. Deci am vrut să vă spun acum de dimineață povestea asta cu Gino Iorgulescu. Deja e dat din nou urmărire internațională, dar după părerea mea, poliția, adică șefii poliției române, Benone Matei și chestorul Despescu, au fost mânjiți de Gino Iorgulescu, cel puțin cu câteva sute de mii de euro, pentru că să știe că direcția poliției române, adică Ministerul Afacerilor Interne, e complet coruptă, mână-mână cu bombardierii, cu interlopii, la fel și pe Ministerul Justiției și pe la Administrația Națională a Penitenciarelor, în toate ministerele care le vreți voi, sunt numai incapabili, canalii, familii întregi, amante, armate de amante, de metrese și tot ce vreți voi. Deci asta e România. Eu vă îndemn să sunați la Ministerul Justiției, la doamna Gheorghiu, și să cereți ca Gino Iorgulescu să fie adus în România, să facă pușcărie, cum fac și alții care au probleme cu capul, stau în pușcărie acolo, sunt secții de psihiatrie, nu e nicio problemă, deci se poate sta și în pușcărie în România. Cum stau alții la 40 de grade de secoc prin celule, așa pot să stea și Mario Iorgulescu, că nu e din os domnesc, e o lichea, un bun la nimic, așa, e un deșeu, un rebut, Tasul l-a făcut, Tasul și cu Măsa l-au nenorocit, deci eu zic că dacă aveți un spirit civic, sunați la Ministerul Justiției și faceți presiune, o să sun și eu, ca Mario Iorgulescu să stea în pușcărie, că el nu e prinț, nu e os domnesc, să stea în pușcărie, cum stă toți amărâți în pușcărie, cum stă și Rădăcină la Giurgiu, la maximă siguranță, deși n-a omorât pe nimeni. Au zis că s-a dus cu, au găsit valiza lângă unul mort. După cum se știe, cine se duce să facă o crimă, unul pleacă cu buldozerul după el, altul cu valiza, altul cu frigiderul, alții cu aragazul. Știți că așa se duc oamenii la crimă, cu buldozerul, cu frigidere, cu valize, că au zis că au găsit valiza lui Rădăcină lângă unul mort care fusese omorât. Păi, ăla se ducea să-l omoare cu valiza după el. Deci, eu zic că valiza a pus-o poliția română acolo, că le făcea comod să găsise o valiză. Până la urmă, proasta de sora lui Rădăcină, după pozele de familie care erau în valiză, iarăși ceva care nu se potrivește. Te duci să omori pe unul cu valiza și în valiza ai pozele familiei. Deci, o chestie care pentru mine arată clar că poliția n-a găsit criminalul ca să scape de presiune și poliția și justiția. L-au băgat pe Rădăcină, cum l-au băgat și pe Țundrea, cum și eu am primit 8 ani jumate pentru o faptă care n-am făcut-o și pentru un prejudiciu de 10 lei. Deci lui Mario Iorgulescu i s-a dat 13 ani și 8 luni pentru crimă și mie pentru un prejudiciu de 10 lei mi s-a dat 8 ani jumate. Asta e justiția în România. Dacă fur puțin sau tâlhărești puțin, ți se dă foarte mult. Dacă fur sute de milioane, ți se dă puțin, știi? Deci vede și judecătorul și procurorul că ai fost șmecher, ai furat de la alții, știi? Ai furat mult și poți să le dai și lor, știi? Și așa e treaba. Dacă ai furat o butelie, ce dracu să le dai? Cu ce să-i mânjești dacă tu ai furat o butelie sau două găini? Deci, camarad, deci, sunați și la Ministerul de Interne și la Ministerul Justiției,
Mariu Iorgulescu trebuie să-și facă cele două pedepse, chiar și contopite să și le facă în România. Nu e os domnesc, a omorât un om, deci dacă a omorât un om trebuie să plătească și dacă e un pic dus cu pluta aia, nu e vina mortului că el e dus cu pluta, că a băgat cocaină și heroină el și ce-o mai fi băgat, LSD-ul și amfetamine și hectolitri de băutură alcoolică chimizată. Deci sunați la Ministerul de Interne și la Ministerul Justiției și cereți ca Mariu Iorgulescu să fie adus să-și facă pedeapsa ca orice criminal, cum se laudă Madame Gheorghiu, măritată cu unul cu cipilică, că a adus din străinătate român care aveau 8 luni de executat de pedeapsă, alții un an și jumate pentru conducere fără permis, așa să-l aducă și pe Mariu Iorgulescu și nici nu trebuie să-i roage pe italien să-l trimeată. Nu, un comando al poliției române, că de-aia plătim poliția română, un comando al poliției române sau SRI, să duce și le ia din Italia și aterizează la București, simplu. Cum au făcut și jidanii cu Adolf Eichmann. L-au răpit în Argentina, l-au îmbrăcat pilot, l-au drogat ca să nu vorbească și l-au băgat pe avion și l-au dus la Tel Aviv și l-au spânzurat pentru ce a făcut. Așa. Așa și în cazul nostru, Gino Iorgulescu trebuie să plătească, a omorât un om, alții n-au omorât pe nimeni și stau la pușcărie nevinovați. Hai, vă pup cu drag!